Suporterii formației FCSB se pregătesc de proteste în 28 de județe, printre acestea se află și Buzăul, aici unde se află un contingent însemnat de fani ai roșalbaștrilor. Informația a fost furnizată de Cătălin Biriș, unul dintre liderii susținătorilor echipei din Ghencea. Suporterii consideră că FCSB este continuatoarea formației CSA Steaua București, club care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 și că toate demersurile îndreptate de Ministerul Apărării împotriva grupării conduse de Gigi Becali sunt nejustificate. Romeo Lungu, vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, și Andrei Neder, viceprimarul municipiului Buzău, au asistat sâmbătă la victoria obținută de HM Buzău în fața Băcăoancelor de la Știința, scor 36-30. Cei doi oficiali au privit jocul de la tribuna întâi și s-au declarat mulțumiți de rezultatul obținut de trupa antrenată de Romeo Ilie. Cei doi sunt strânși legați de fenomenul sportiv. Romeo Lungu a fost arbitru de fotbal, director al Direcției Județene pentru Tineret și Sport Buzău, iar în prezent este observator la nivelul Ligii a 3-a de fotbal. Viceprimarul Andrei Neder a jucat handbal în tinerețe ca Inter la ASEA Buzău. A decedat unul dintre cei mai apreciați antrenori buzoieni, Nicolae Tigvă, sensei în cadrul clubului sportiv municipal Râmnicu Sărat, a decedat în urma agravării subite a unor probleme de sănătate. Tigvă era apreciat atât pentru calitățile sale pedagogice, cât și pentru simțul umorului.